Salut și bine v-am regăsit pe toți. În sfârșit este vreme frumoasă la noi în oraș, așa că am zis să filmăm astăzi videoclipul pe care voi toți l-ați așteptat. Și anume povestea lui Maya. Cum am ajuns eu să o am pe Maya. Dar nu o să vreau să-l filmez în curte pentru că nu avem suficient spațiu și sincer nici în casă pentru că abia am făcut curat. Așa că o să mergem la o mică plimbare, că și așa n-am mai fost de mult la o plimbare filmată într-un video. Ne vom opri undeva pe o bancă într-un parc și o să începem să vă povestim. Hai direct să începem. Haide. De ce niciodată nu vrei să spun hamul? De câte ori să zic, nu putem ieși fără ham. Da, te învârți și ce faci? Hai să spun hamul, stai cu mine, hai da. Hai cu mine, hai. Haide. E o adevărată bătălie între noi atunci când eu trebuie să-i pun hamul. Hai că deja e nerăbdătoare când știe că-i pun hamul, știe că automat ieșim afară. Bun, mă duc să-ți aduc lesa și plecăm. Și am pus și lesa și hai să încerc. Hai, așa fac. Și am început plimbarea. Deci afară este superb, este o temperatură nici prea mare, nici prea mică, nu poate vântul, este soare, este pur și simplu crimă curată să stai în casă și am zis clar că trebuie să profităm să facem clipul pe care mulți dintre voi ni l-ați cerut. Dar întâi să ne plimbăm puțin. Apropo, știu că vă zic aproape la finalul fiecărui clip sau mai exact prin comentarii sau în descrierea fiecărui clip, dar acum o să încep să vă spun și în videouri. Dacă ai o idee pe care vrei să o vezi în următoarele vloguri, lasă-o mai jos în secțiunea de comentarii. Și ați văzut că țin cont de toate. Ia uitați un câine și aici, cum se uită după Maya. Uitați-l, băi băiatul, ce faci? Alo? Nici nu mă bag în seamă. Hai să mergem noi, Maya, hai. Vrei la verdeață? Ok. Știu că trebuia să menționez la începutul clipului, dar sincer am omis, am uitat, în fine. Îmi cer scuze pentru inactivitatea din ultimele zile sau ultima săptămână chiar, dar efectiv la noi în oraș a fost o vreme efectiv sub orice critică. Ploua, vânt, frig și nu pot filma. Efectiv nu puteam filma nimic. Și sincer deja pe canal se adunaseră cam prea multe clipuri în casă, așa că am zis să facem unul și afară, dar când vine vremea bună. Vă rog să îmi scuzați vocea cam obosită, doar că mă recuperez după o răceală. Am ajuns în unul din locurile ei preferate, o parcelă plină de verdeață. Da, este superbă. Și după această parcelă este parcul în care ne vom opri și vom începe să vă povestim cum am ajuns să o am eu pe Maya. Doar că ne mai plimbăm puțin, că vreau să o obosesc ca să fie liniștit atunci când încep să o filmez în timp ce vă povestim. Acum rămâne de văzut dacă o să filmăm în acel parc pe care l-ați văzut mai înainte sau, nu știu, să găsesc o altă bancă pe aici, pentru că este lume în acest moment în acel parc și sincer nu vreau să fiu singurul care vorbește cu o cameră și cu câinele, știți? Dar până atunci, haideți, vă rog să vă bucurați cu mine și cu Maya de vreme absolut superbă de afară. Și oarecum să mergem cu toții la o plimbare cu Maya. Apropo, dacă ești din Timișoara și ai și tu un câine, nu trebuie neapărat să fie husky. Nu contează sincer nici rasa, nici mărimea și vrei să mergem la o plimbare împreună, scrie-ne pe Instagram și vom merge cu cea mai mare plăcere la o plimbare împreună. Poate chiar vom face și un vlog și cu această ocazie vom începe o serie pe acest canal. Cum ar fi să avem pe canal o serie numită Maya la plimbare cu abonații? Sincer, scrieți în comentarii, mie mi-ar plăcea. Deci nu este nici un nor pe cer și afară sunt undeva la vreo 20 și ceva de grade. Deci foarte plăcut, nu bate vântul. Spuneți voi că nu era urât din partea mea dacă nu filmam nimic astăzi. Ok, deci am cam consumat suficient energie lui Maya cât să stea liniștită în parc, în poziția șezi sau culcat sau cum vă vrea să stea. Și acum mergem înapoi spre parc, deci da, până la urmă mergem în acel parc, că s-a cam eliberat. Și vom începe să vă povestim cum am ajuns să o am eu pe Maya. Da, eu zic că a obosit destul. Deci ne-am așezat pe bancă și Maya pur și simplu începe să mănânce iarba de sub ea. Și uitați, a ieșit la păscut. Așteptăm și noi să-și termine gustarea ca să putem începe. Din nou îmi cer scuze pentru vocea mea, mă recuperez din toroceală. Ce gustare, Maya? Hai, mai începem și noi astăzi.
E bună? Haide, las-o. Bun, și hai să începem. Deci, cum am ajuns eu să o am pe Maia? Încep prin a spune că eu de foarte mult timp îmi doream un husky. Asta se întâmpla undeva prin 2017 sau 2018. Atunci am luat-o pe Maia, am adoptat-o, o să aflați imediat cum. Dar sincer, eu de mic copil, de la vreo 10 ani, îmi doream un husky. Și prin 2017-2018 am decis să-mi strâng bani pentru un husky. Și mă uitam peste tot felul de site-uri de câini. Și într-o zi căutam, nu mai știu ce căutam pe OLX, cred că un telefon sau ceva de genul. Pe newsfeed-ul OLX-ului am văzut anunțul cu Maia, cum că este dată înspre adopție. Pe atunci avea 7 luni și a fost cumpărată de către o familie minunată cu care încă țin legătura. Și am rămas foarte surprins să văd că nu cer bani pe ea, pur și simplu o dă înspre adopție. Motivul pentru care Maia a fost dată în adopție a fost pur și simplu faptul că ei nu au mai putut să o țină. Mai multe detalii nu cred că are rost să ofer. Înainte Maia a fost a unui băiat, deci Maia a fost cumpărată de către părinții acestui băiat. Și acest băiat a suferit foarte mult după Maia, când a fost nevoit să renunțe la ea. Dar eu încă țin legătura cu acest băiat și este ok acum cu această situație. La început, sincer, m-am simțit prost că oarecum i-am luat câinele, dar la insistențele părinților lui au fost nevoiți să renunțe la ea, pentru că, după cum am spus, nu au mai putut să o țină, nu au mai avut condițiile necesare pentru a o ține pe Maia. Așa că au creat un anunț pe OLX prin care o oferă total gratuit și au postat anunțul exact în ziua în care eu m-am dus la ei și am adoptat-o. Când am văzut anunțul, pur și simplu nu mi-a venit să cred. Pe atunci era foarte mic, avea undeva la 7 luni. O să vă pun poze pe ecran ca să vedeți. Sper să mai am, dar da, uitați că mai am. Nu vreți să știți cum am făcut atunci când am văzut anunțul că este absolut gratuit, pentru că atunci nu aveam toți banii necesari pentru un husky, sincer, nici jumătate din suma necesară pentru a cumpăra un husky nu aveam. Și am sunat, imediat am sunat familia și mi-au spus că dacă vin acum după ea, Maia va fi a mea. Zis și făcut. Înainte de asta mi-au spus și să fiu foarte sigur dacă o vreau, pentru că, după cum bine știți, este destul de greu să crești un husky, sunt câini foarte dificili și foarte agresivi cu animalele mici, găini, pisici, șoareci și așa mai departe. Și am avut foarte mari probleme cu Maia. Știți că la începutul acestui canal de vlogging stăteam la o curte mai mare unde aveam și găini, deci stăteam la curtea părinților și Maia efectiv a făcut prăpăd pe acolo. Nu are rost să pun poze cu un dezastru pe care l-a făcut, dar la 7 luni când am luat-o, era efectiv foarte neastâmpărată, foarte rea. Nu se lăsa deloc dominată. Am avut foarte mari probleme cu ea și cu educația ei, dar până la urmă am reușit. Și sincer, de asta am și făcut acest canal de vlogging, ca să ajut pe toată lumea care are un husky să învețe în urma acestui canal cum să-și educe husky-ul, pentru că nu este deloc ușor. Dar revenind, am sunat familia și mi-au spus că Maia a fost foarte dorită, au primit foarte multe telefoane și răspunsuri că vine mâine, că vine azi, că vine mai târziu și nu știu cum de le-a plăcut cel mai mult de mine după ce le-am sunat. Cred că mulți au dorit-o pentru, nu știu, reproducere și așa mai departe. Eu am luat-o pur și simplu pentru că îmi doream un husky și cred că familia și-a dat seama de acest lucru. Și mi-au spus să vin acum după ea, pentru că sunt mulți doritori. Și așa am și făcut. Am urcat în mașină și m-am dus imediat după ea. Odată ce am ajuns la ei, am intrat în curtea lor și atunci am văzut-o pentru prima dată pe Maia. A venit direct la mine pentru că, na, așa sunt husky foarte prietenoși. Și am avut sincer aceeași reacție pe care o are orice om atunci când o vede pe Maia pentru prima dată. Efectiv se îndrăgostește pe loc de ea, pentru că
După cum vedeți, mai este un câine foarte frumos. Deci este foarte frumoasă. Este alb și semnifică, nu știu, puritate, ca să zici așa. Deci foarte frumoasă și m-am îndrăgostit pe loc de ea, pe loc mi-a plăcut de ea. Dar, bineînțeles, nu știam ce mă va aștepta pe parcurs. Această familie s-a bucurat foarte mult că m-ai ajuns pe mâini bune. Sincer, ei nu au aflat încă de acest canal de vlogging cu fostul lor câine, dar o să le trimit un link ca să își vadă câinele pe YouTube. Și de atunci până acum mai este cu mine și de 2 ani de zile este și cu noi pe acest canal de vlog. Acum are vârsta de 4 ani și când am luat-o avea 7 luni, era încă oarecum puiuț, să zic așa, micuță. Povestea în sine nu este una lungă, dar mulți dintre voi mi-ați cerut-o. Și dacă ar fi să facem un rezumat, am văzut-o pe OLX, a fost dată spre adopție, familia care a avut-o nu a mai putut-o ține, eu mi-am dorit-o, i-am sunat, am mers după ea, am luat-o și de atunci până acum este cu mine, este cu noi, este a mea, este a noastră. Au fost și zile bune împreună, au fost și zile grele, bineînțeles cele zile grele când a făcut efectiv prăpăd în toată curtea, săpat flori, omorât găini și așa mai departe. Dar acum are 4 ani și este foarte liniștită, mai devine destructivă doar atunci când este plictisită, sapă în pământ și cam asta este tot ce poate să facă. Sincer, nu știu dacă ar mai omorâ găini sau alte animale mici, pentru că nu am mai avut contactul cu ele. Și sincer, nici nu cred că o să mai aibă vreodată. Dar acum eu nu mai am probleme cu ea, este liniștită, este calmă. Devine energică doar atunci când află că trebuie să mergem afară, cum ați văzut la începutul clipului și cum vedeți la orice alt început de clip atunci când filmăm afară, la o plimbare. Deci și tu, dacă ai un husky care este pui și este neastâmpărat și ai probleme cu el, se va calma în comportamentul lui, se va calma în jurul vârstei de 2 ani, cam pe acolo. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-l lași de capul lui. Nu, trebuie pedepsit când greșește, trebuie certat și învățat și îndrumat înspre a arăta ce e bine și ce este rău. Eu, sincer, am aflat pe pielea mea ce înseamnă cu adevărat să ai un husky și vă spun, sincer, dacă nu sunteți dispuși să faceți sacrificii, mai bine nu vă luați un husky. Doar pentru că vă place vouă această rasă. Eu, sincer, mă consider norocos că am reușit să trec de toate aceste peripeții cu Maia și acum suntem bine și nu mai avem nicio problemă și ne înțelegem. Uitați-vă la ea, cât o iubesc. Da. Am muncit foarte mult în educația ei, în a o dresa, ca să fie cum este acum, liniștită și foarte ascultătoare și lipicioasă, adică lipicioasă, lipitoare, foarte afectoasă, vreau să zic. Povestea cam asta ar fi, după cum am spus, nu este foarte lungă, dar dacă voi mi-ați cerut-o prin comentarii, ați primit-o astăzi. Dacă mai aveți alte întrebări legate de această poveste, le aștept în comentarii și am să vă răspund. Sincer, nu știu ce aș mai putea adăuga. Am zis cam tot ce era nevoie să spun, ca să aflați și voi cum am ajuns să o am pe Maia. Noi ne-am efectuat plimbarea pe ziua de astăzi, o să mergem cu Maia acasă, pentru că mai am 2 câini pe care trebuie să-i plimb. Sper că ți-a plăcut clipul, sper că ți-a plăcut povestea, noi acum voi merge acasă, nu voi mai filma, bineînțeles, tot traseul până acasă. Voi opri videoul de aici din par și voi merge să-mi iau ceilalți 2 câini să-i plimb, pentru că și ei trebuie să se bucure de această vreme minunată de afară, nu doar Maia. Mă repet, sper că ți-a plăcut clipul, sper că ți-a plăcut povestea. Mulțumesc mult că te-ai uitat, mulțumesc mult că ești alături de noi. Rămâi abonat în continuare și ne vedem foarte curând la următorul clip. Ciao!